bine v-am găsit, dragii mei! Se numără printre cei mai îndrăgiți olteni ai țării, este un artist pe care îl știu toate generațiile. Un bărbat care nu uită să spună în fiecare zi te iubesc soției, un om cu mare credință în Dumnezeu, iar drumurile vieții l-au purtat din satul Vișina Nouă în toată lumea, primind peste tot aplauze, iubire și recunoaștere. Se simte însă fericit și împlinit acasă, alături de soție, de nepoți, bucurându-se de lucrurile mărunte ale vieții. Mai presus de încercarea de a-l cuprinde în definiții, stă harul său de artist care ajunge la inima publicului orice ar face, orice ar cânta. Bine ați venit, domnule Constantin Enceanu, și mulțumim că ați acceptat invitația la emisiunea Folclorul sub lupă. Bine te-am găsit la vinia, bine v-am găsit pe toți dragilor, iată că a sosit și ceasul să fiu la voi în studio. Uh, și asta nu pentru că nu mi-ar face plăcere, ci pentru că timpul a devenit dușmanul numărul unu. Chiar dacă suntem în pandemie, să știi că ușor, ușor, uh, trebuie să încercăm să facem și lucruri care n-am fi crezut vreodată că le facem. Despre ce? poate că la momentul potrivit am să-ți povestesc. Păi, acum că tot ați spus despre început așa, aș vrea să începem povestea dumneavoastră de la a fost odată în satul Vișina Nouă și continuați dumneavoastră. Da, mă, cu vreo 57 de ani în urmă, apărea în familia lui Gheorghe și Floarea Enceanu în sfârșit băiatul mult, mult așteptat de ei pentru că mamă-soră o o soră mai, da, mai mare și ca orice bărbat își dorește să aibă un urmaș în, în familie. În februarie 1964 să știi că nu era chiar atât de geroasă iarna respectivă, a fost blândă și probabil că faptul ăsta a, determin, a influențat oarecum și privind starea mea, privind felul meu de a fi un om blând, un om cu multă dragoste în tot ceea ce privește pe cei din jur. Cum era situația financiară a familiei? Să știți că eu vin dintr-o familie cu bani, adică nu extraordinar de mulți bani sau mai bine zis dintr-o familie muncitoare ce au știut să chipzuiască banii și au făcut un rost în viață. Bunicul meu și bunica mea, oameni simpli de la țară, au fost muncitori la CAP. Bunicul, după ce s-a pensionat, a adunat o turmă de oi, era cioban în sat acolo tatăl meu, mama a rămas tot la munca câmpului, iar tata lucra la, la stația de asfalt în Caracal. Deci la drumuri și poduri Oameni care au muncit din zor și până seara Aveau și global, cum se spunea la vremea respectivă Bunicul cu oile lui avea la un moment dat vreo 200 de oi Câștiga foarte mulți bani Și din brânză și din lână ce se vindea Uh, toamna și primăvara, uh, una peste alta, vin dintr-o familie în care banul uh, a fost respectat și totodată chipzuit așa cum trebuie. Nu ați învățat. avut neajunsuri. Nu, m-au învățat. Pe mine, bunicii și părinții m-au învățat să respect banul, pentru că dacă nu respect banul, cândva se va răzbuna. Și uh, am crescut cu uh, cele spuse de ei, de fiecare dată. Uh, Enceanu a știut să respecte banul, să-l aprecieze, uh, tocmai cu gândul că odată și odată dacă nu-l respect, se va răzbuna pe, pe mine. Uh, poate și de aici faptul că mulți zic că Enceanu este mai zgârcit. Nu, Enceanu nu este zgârcit, este un om uh, care știe să uh, aprecieze valoarea banului, știe să-l chipzuiască, știe să-l pună acolo unde acel ban trebuie să-ți aducă la rândul lui bani. Dar de ce s-a spus că sunteți zgârcit? Da, probabil că au văzut că nu sunt genul de om care să aruncă bani în stânga și în dreapta. Cheltuitor, Cheltuitor fără rost. Cheltuitor fără rost, exact. Chiar multă vreme eu n-am avut mașină nouă și eram totuși Constantin Enceanu. Am preferat second pentru că mi s-a părut mașina una dintre investițiile proaste. În momentul când o iei nouă și ai băgat un curte la tine, deja i-a scăzut valoarea. Ori eu am fost adeptul, băi, banul care îl muncesc și credeți-mă că poate unii văd că noi, cântăreții, câștigăm banii foarte ușor. Eu și tatălui meu, i-am spus la un moment dat, avea și el aceeași gândire. Ai mă că voi câștigați banii ușor și am zis, tată, mi-aș dori doar o săptămână să fii cu mine în dreapta mea în mașină, să vezi cât de ușor câștig banul, să vezi te nopți pierd și să vezi că mata la ora 7-8 seara, iarna vorbesc sau vara, 9-10-11 ești în pat și te trezești când vrei dimineața, la mine nu e așa eu poate la 4-5 dimineața ajung așa. acasă, dor 2-3 ore și o iau din loc. Și s-a întâmplat deseori, bănuiesc să fiți chiar dumneavoastră și șoferul da, mașinii pe care o conduceam și nu să aveți șofer Da, uh, să știi că în ultimii să zic 10 ani uh, mi-am luat șofer dar nu, na, eu conduceam o oboseală, oboseală uh, să știi că nu este ușor uh, să cânti două, trei ore și apoi să te urci la volanul mașinii și să pleci. Nu este ușor. De... Și apoi te dai jos din mașină și trebuie iar să te urci pe scenă și să uh, fii fresh. Pe om nu îi interesează că tu uh, ești obosit sau că starea ta interioară nu îți mai permite să mai faci lucrul ăsta. N-ai încotro. Omul te-a chemat să-i faci atmosferă. Ce puteți spune astăzi cu tărie că moșteniți de la mamă, și ce moșteniți de la tată, în dumneavoastră? Uh, cred că de la mamă moștenesc darul de a cânta și dragostea pentru cântec. Uh, mama mea, am spus-o de atâtea ori, uh, mama mea a vrut să devine cântăreață de muzică populară. Uh, îi plăcea foarte mult să cânte. Dar la vremea respectivă, în anii 60, deja mentalitatea privind cântăreții de muzică populară și nu numai artiști în general, era percepută altfel. Deja se vedeau cei care luau acest drum că nu au familie, că totul se dărâmă în jurul lor, ori poate într-un fel, era așa zic eu, poate, nu știu, dar iată că eu am venit și am demonstrat contrariul că poți să fii și artist și artist uh, uh, solicitat la nivelul țării și să ai și familie și să ai și carieră, să ai de toate. Cred că totul depinde de tine. Și de educația de acasă, și de oare educația să fie vorba acasă Fără doar și poate. Uh, mă uit la tinereștea din zilele noastre care uh, după 2-3 ani sau după un an de zile consideră că nu se mai înțeleg, nepotrivire de caracter. Nu știu, probabil, așa cum spuneai și tu, educația de acasă. Uh, mie, părinții mei mi-au spus, uh, bunicii, ok, faci pasul ăsta, te căsătorești, ai grijă. Că nu-l faci pentru un an, doi, îl faci pentru totdeauna, pentru o viață. E crucea pe care ți-o ți dă Dumnezeu și trebuie să o duci bună-rea până la sfârșit. Uh, așa am plecat la drum cu gândirea asta. Uh, și eu am avut ca oricare om în familie și discuții și mai aprinse și mai puțin aprinse, dar am spus, dacă Dumnezeu mi-a dat crucea asta, eu mi-am ales-o până la urma urmei, o duc la capăt bună, rea cum este. Dar până la urma urmei, dacă chiar îți dorești să ai o familie frumoasă, să ai copii, să ai nepoți, totul depinde numai de tine. Poate cealaltă persoană, eu știu, e mai altfel. Fii tu cel care să fii împăciuitor de fiecare dată, fii tu cel care să cedezi, dacă vrei, într-adevăr, ca lucrurile să fie așa cum îți dorești în familie și până la urmă vei vedea că totul este frumos. Și mulțumesc Dumnezeu, iată, că am ajuns la 36 de, 36 de ani de căsnicie. Am și o Mulți fată ani minunată, înainte, un, un gen extraordinar și, și doi nepoți minunați. Să vă trăiască și să rămâneți Mulțumesc. aceiași oameni deosebit și o familie unită. Să știi <laughs> că suntem uniți la Vinia. Pentru că uh, ai văzut și la o căruță, dacă doi boi uh, sunt înfamați și unul trage cea și unul uh, ai, la un moment dat căruța se să rupe căruța. Ori noi credem că poate că am reușit și în viață datorită acestui lucru. Am stat la masă și am tot timpul am orice chestie am discutat o împreună și ne-am pus de comun acord. Fiecare a venit cu ideile lui, fiecare a venit cu părerile lui, le-am adunat toate și apoi am tras linie și am ajuns la un numitor comun. Lucrul ăsta ne-a făcut să avem foarte, foarte multe reușite în viață și Uh, lucrurile au mers așa cum ne-am dorit. Categoric, dar a existat din toate părțile aceasta, acest respect al opiniei. Da, da. Și -o, fata mea a fost crescută la fel, și ginele meu vine dintr-o familie uh, cu o gândire sănătoasă. Uh, poate dacă au fost anumite mici și, uh, lucruri care nu erau cum ne doream noi, ușor-l ușor ușor ne am canalizat toți, ne-am dat unul după celălalt și lucrurile am făcut uh, să, uh, să meargă uh, cum ne-am dorit până la urmă. Care este cea mai frumoasă amintire din vremea în care erați un tânăr îndrăgostit? Fără bani, poate doar cu vise în buzunar și cu dorința oh, enormă de a răzbi pe plan profesional. Oh, Doamne, Dumnezeule! Mă. Uh... Mi-aduc aminte, în tinerețe, bine ți-am zis, părinții mei uh, și bunicii m-au răsfățat din punct de vedere uh, financiar. Dar eu n-am fost genul, cred că așa a fost aluatul. Independent să fiți, da. Da, uh, am fost independent, dar da, a trecut ceva muncă. Nu, dar îți spun că mă răsfățau cu bani, n-am fost genul de om care, având bani de la părinți și de la bunici, să, să profite acest lucru. Nu, chiar îmi doream, așa cum spuneai și tu, să fiu... Uh, eu pe picioarele mele și să le demonstrez la un moment dat că, uite, pot să fiu și eu în stare să, să îmi duc viața mai departe fără să mai apelez la, la, la dumnealor. Uh, Mi-aduc aminte cu drag când uh, în sat la mine nu oricine avea magnetofon mai 203 la vremea aia. și eu fiind la Craiova, la școală, veneam cu benz, pentru că la vremea aia, uh, se foloseau foarte, foarte mult benzile de magnetofon. Uh, veneam de la Craiova cu muzică și dădeam în sat, puneam magnetofonul la Căminul Cultură. Foarte frumoase vremuri. Uh, dar ambiția a făcut și uh, am plecat uh, pe drumul cântecului, pentru că inițial uh, nu știam chiar sigur în clasa 8 -a. pe lângă faptul, bine, ok, vreau să mă fac interes de muzică populară, dar nu știam că mă voi opri chiar numai aici. Vreau să mă fac uh, inginer agronom, vreau să mă fac uh, uh, electrician, vreau să... Uh, Aveați rude de și în armată? Da, și în armată, sigur. Dar, uh, uite că până la urmă urmei am considerat că... Uh, bine, asta cam pe la 20 și un pic de ani, că pot să fac uh, această dorință, să transform această dorință a mea într-o activitate profesională, faptul să devin solistul de muzică populară și din 91 am dat concurs și am uh, ajuns la ansamblul folclorii Maria Tănase, unde sunt și la ora actuală. Și cred că v-ați împlinit și mama odată ce poate nu a devenit dânsa artist. Da. Fiul uh, i-a călcat pe urme din punct de vedere al talentului născut? Da. Să știi că, din nefericire, mama mea în 93 a plecat dintre noi. Dar Pe a, data de 3 ianuarie. Da, dar a apucat să mă vadă, pentru că eu în 91 câștigasem premiul întâi la festivalul Maria Tănase din Craiova și s-a transmis la televizor a, la vremea respectivă, m-a văzut, apoi a mai fost la vreo două, trei emisiuni, m-auzea foarte des la radio, melodii la radio Craiova, pentru că deja spărsese în gheața și lumea dornică de tineri solici să audă la radio, eram destul de solicitat la emisiunea Radio Melodii de la Radio Oltenia Craiova. Și oarecum am murit cu acest vis în păcată că băiatul ei a ajuns un cântăreț de muzică populară, visul ei devenea oarecum o realitate. Mi-aș fi dorit să trăiască și în zilele noastre. Ați avut spectacole și v-ați uitat în spatele sălii și poate v-ați fi dorit să fie da. mama acolo? Am avut și voi mi-ați fost alături cei de aici de la Eno. Vă mulțumesc încă o dată și lui Cosmin pentru că el și cu echipa lui, Cosmin Man, au fost alături de mine atunci. Când am împlinit 50 de ani, am făcut un spectacol la sala Palatului și la cererea publicului, pentru prima dată, un spectacol de muzică populară a fost reluat și a doua zi. Pentru mine a fost o, o mare onoare și o mare plăcere uh, și, încă o dată, le mulțumesc și colegilor care au fost alături de mine. Uh, era un lucru extraordinar de măreț pentru un solist de muzică populară să umple de două ori sala palatului. Nu era de mâna oricui. Credem că uh, în prima seară, când uh, la un moment dat, uh, Iuliana Tudor a vorbit despre familie, despre părinți. Uh, am avut un moment în care mi-aș fi dorit ca părinții mei să fie undeva în spatele Sălii, acolo să mă urmărească. Uh, am simțit că lacrimile o să mă pădească fața. Uh, nu știu, am avut un, un moment așa de ezitare. M-am scuturat un pic și am zis, stai un pic, totuși ești în fața a 5.000 de oameni. Fii Bărbat! Uh, am avut, ți-am zis, un moment așa de câteva secunde uh, și m-am îmbărbătat. Am fost bucuros pentru că sunt convins că ei au fost alături de mine acolo și de sus, uh, din cerul s-au bucurat. De Chiar dacă nu au fost fizic prezenți în, uh, în sală, uh, spiritul lor sunt convins că a fost alături de mine. Mi-aș fi dorit să fie fizic prezenți acolo. Este, uh, cred că cea mai mare bucurie a unui copil când poate să uh, ofere părinților astfel de momente. Sunt uh, rare în viață și atunci uh, oarecum le spune uitați-vă, nu m-ați crescut degeaba, uitați ce ați crescut și ce am ajuns. Fără îndoială, părinții sunt cei care ne lipsesc poate sau oh, la momentele cu reușite ne-am dorit să primim încurajările dumnealor. Uh, dar, scuzați-vă, fi... da, <laughs> dar uh, cum... Comunicați sau cum comunicați? Nu știu, măcar în vis se întâmplă să. Nu, din nefericire, doar odată o dată am visat-o pe mama, o dată sau de două ori am visat-o pe mama. Mă duc aproape lunar la casa părintească, pentru că nu am lăsat-o de paragină, am investit foarte mult acolo, am transformat-o într-o casă de vacanță. de vacanță, da? Mă duc cu drag acolo, trec pe la cimitir să le pun câte o lumânare, de câte ori mă duc acasă poate foarte rar să fie ocazia în care să ajung la vișina nouă, pe la casa părintească și la cimitir să n-ajung. Nu știu, foarte rar. Dar trec pe la ei, le pun o lumânare, vreau să fie mormântul bine, frumos, aranjat, să fie curat, să fie totul ok. Mă cu o energie pozitivă de acolo. Dar când... cum e sentimentul acela că deschideți poarta și ușa și ai parcă să... nu vă așteaptă da, nimeni? Da, să spun, n-aș fi crezut niciodată, dar niciodată că ajungând uh, în uh, bătătura dragă și la casa părintească, la un moment dat mă simt străin. N-aș fi crezut lucrul ăsta. Pentru că nu te mai așteaptă nimeni, mai aveam un câine să aduci la nu te mai așteaptă nimeni. Ok, am niște uh, unchi care sunt acolo, au grijă de am păsări, porc, am, uh, cum să spun, uh, curtea e vie. Nu e părăsită. Dar uh, lipsești lipsesc ei. Uh, de fiecare dată, ultimii ani, tata mă aștepta așa cum era, dar mă aștepta, știam că e acolo și îmi deschide poarta și mai schimb două vorbe cu el. Acum, uh, ți-am zis, la un moment dat te simți străin din propria curte, în propria casă. Uh, și simți cum ușor, ușor uh, rădăcinile parcă potrezesc. Nu, nu te mai leagă mult, mult de, de acele locuri. Niciodată n-aș fi crezut lucrul ăsta că se poate întâmpla. Uh, îi spuneam și lui Petre, uh, prietenul meu Petrică Munț, zic, ai să vezi că nu o să mai fie niciunul din ai tăi, că ai să mergi acasă și ai să te simți un străin acolo. Și nu mă înțelegea. Și. Atunci când a sosit nefericit un moment și după ceva vreme m-a sunat și mi-a zis, băi, nu credeam că mi-ai spus, te credeam, ba, visează. Da, așa este. Și e dureros, e dureros, dar asta e legea. Ați simțit Spir. o maturizare profundă în momentul în care v-ați pierdut mama pentru că știu că ați avut o relație specială cu Dumnezeu. Uh, maturizare, nu știu dacă pot spune o maturizare profundă, nu. Uh, am simțit că foarte multe din responsabilitățile ce le avea mama mea, ușor ușor, îmi vor reveni mie și trebuie să le preiau, pentru că chiar mama mea este, era un bun conducător. Îi plăcea să gestioneze situațiile și să se implice. Și cred că mi-a insuflat și mie lucrul ăsta și am simțit că odată cu plecarea ei dintre noi, o parte din atribuțiuni îmi vor reveni mie. Am avut noroc că uh, am avut și niște bunici, pentru că mama a fost prima care a plecat dintre noi, au rămas bunicii, bunici care, uh, cum să spun, uh, am pomenit de, de fiecare dată de ei, pentru că uh, pentru mine mi-au fost exemplu în viață. Eu până la în clasa 9 am dormit cu bunici în cameră. Eu am fost băiatul lor. Foarte apropiat am fost și de mamă și de, de buniciu. Dar. Uh, tot, toate lucrurile interesante din viață le dezbăteam cu bunicul și cu bunica mai mult. Ori, odată cu plecarea mamei, cum să spun, am devenit și eu responsabil, dar a preluat o parte din lucrurile astea și bunicii mei, fiind în putere, fiind oameni toți așa plini de energie. Ți-am zis, nu mi s-a părut la început greu. Greu a fost în momentul când au dispărut toți. Atunci a fost foarte greu. Și legătura pe care o avea, și exact cum ați spus, și exact, că că exact, -ați înținut, sigur. de dumnealor? Da. Uh, atunci a fost foarte greu. Când uh, mă gândeam, să știi, uh, la vinia și dintre cei care ne urmăresc că uh, uh, o să-mi dea dreptate uh, că am să uresc ziua în care va trebui să pun lacătul pe poartă și să plec. V-ați gândit mă să faceți, faceți lucrul acesta? Mă gândeam, nu, mă gândeam că o să vină vremea asta, o ziua aia. Și o uram, deja am început să-mi să uresc. Uh, nu vroiam să, să trăiesc uh, momentul ăsta. Și atunci când uh, ultimul care a plecat dintre noi uh, a fost tata, uh, a doua zi, noaptea respectivă, după ce L-am mormântat, am rămas acolo, și a doua zi s-a făcut pomana prânzul cum se obișnuiește. După amiază, când a trebuit să plec de acolo și știam că trebuie să închid, stăteam și mi-aduceam aminte de episodele. aceste gânduri care le aveam cu multă vreme în urmă: că o să vină ziua în care să închid și să n-am de la cine să mi-au rămas bun. E foarte greu, e foarte greu. Dar Dumnezeu te întărește, tu te gândești, stai un pic, că am o familie, asta e viața, trebuie să le ducem, așa cum spuneam eu, să ducem cruci așa cum ne-o dă Dumnezeu. Dar ce trăsături ați descoperit între soția dumneavoastră și mama dumneavoastră? Uh, să știi că e diferență de uh, generații, în primul rând. Au fost uh, trăsături comune, nu. Uh, soția mea venea dintr-o familie de la oraș deja. Uh, crescută altfel. Eu veneam dintr-o familie de la țară, uh, uh, altfel uh, vedeau lucrurile, ele ca și femei, la fel, soția mea deja vedea lucrurile uh, diferit pentru că la oraș viața este așa diferită. cum este, diferită. Uh, când a venit la noi ac acasă, bineînțeles că a încercat oarecum să se adapteze situației de la mine din familie, să vețe cum se obișnuiește să se facă la mine în familie, dar totodată a și reușit să le spună mamei și bunicii mele ce uite cum este mai bine, cum e la oraș, cum vedem noi lucrurile. Deci oarecum ele s-au pliat una după cealaltă. Dar faptul că nu am stat, nu a stat cu soacra, cred că a ajutat-o și mai mult. A fost o relație normală. Nu, nu cred că dacă soția mea a stat cu soacra și nu că era mama, cu orice altă soacră din lume, nu cred că ar fi putut să fie amândouă pe același loc. Pentru că și soția mea este o femeie uh, energică, o femeie care uh, vrea ca lucrurile să fie foarte bine și mai ușor cedează. Uh, drept dovadă, noi am stat cu socrii și au fost situații care, da, ca femei, între ele au avut discuții. Uh, conflicte, zis decizii că diferite, Da, da, da. E normal să fie dar atunci când este o discuție între mamă și fică, conflictul, conflictul se stinge altfel. Da. Atunci când este conflictul între mamă și, și so soacră, de fapt, drenoră și soacră, conflictul e altă amploare. Drept o badă, și eu îi spuneam generalului meu în momentul când a venit în casă să ai grijă pentru că dacă eu am o discuție cu Cătălina mai aprinsă, ea între mine și Cătălina această discuție se stinge mult mai ușor, dar dacă am o discuție, o discuție aprinsă cu tine, se stinge mult mai greu. Pentru că unui copil îi tolerezi mai mult, e copilul tău și, zici, și îi treci cu vederea și accepti, da. pe când unui om care a venit în familia ta, practic un om străin, îi accepti mai greu lucrurile astea. Uh, Florin a înțeles lucrurile astea, le-a înțeles foarte bine și drept dovadă am ajuns unde am ajuns și ne înțelegem foarte, foarte bine. Și acum mai cu seamă că și ginerele dumneavoastră e tată de doi copii reușiți da, și cu da. siguranță o să vă calce pe urme în sfaturile pe care da, le dați. Da, să știi, dat. așa cum spuneam, ne-am așezat de fiecare dată la masă și am discutat uh, și am spus lucrurilor lor pe, pe nume, uh, ce nu ne-a plăcut, ce nu ne-a convenit, cât a fost câte o chestie și am ajuns la un numitor comun. Știu că într-un timp foarte scurt după ce v-ați cunoscut soția, ați făcut și nunta și declarați într-un interviu trecut că v-ați însurat de trei ori. Da, să știi că în 1985 uh, am făcut nunta la filiaș și cu civilă. Uh, Ne-am îmbrăcat în gine și Meneasă pe 10 noiembrie. Uh, mă, o toamnă superbă, superbă. Ca și toamna. Ca după asta. sufletul omului, nu? Da. Am avut, uh, apoi, pe 20 iulie anul următor, am făcut nunta la Vișina, uh, cu unia religioasă. Ne-am curunat în fața lui Dumnezeu. Ne-am îmbrăcat din nou genere și mireasă. Am avut, tot așa, o vreme extraordinar de frumoasă. După nunta ploaie, de nu spune rea, Pablo, de meserie. Bogăție! Doamne, ajută! Nu m-aș plânge. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost uh, alături de noi. Apoi, după 25 de ani, am reînuit din nou jurămintele, am fost la biserică, din nou cu naș, Ginele cu alai, ginere și mireasă, da. Și am spus din nou, da, în fața lui Dumnezeu. Spuneam, da, m-am căsătorit de trei ori cu aceeași nevastă și cred eu, nu știu, dacă ar fi să ne ajute Dumnezeu să facem și nunta de aur, Aș mai spune cu o dată, da. Sunt convinsă că așa, așa va fi. Ne invitat și pe noi atunci, da? da? Dacă ar fi să dați timp înapoi, care ar fi momentul pe care v-ați dori să-l retrăiți? Oh, am multe momente frumoase în viață să le retrăiesc. Uh, ce să zic, uh, mi-aș dori uh, să retrăiesc momentele atunci când am fost la în fața ofițerului stării civile și în fața lui Dumnezeu, în fața altarului. Foarte, foarte frumoase. Mi-aș dori să retrăiesc momentul când am dus-o pe Cătălina la altar foarte frumos momentul ăla, n-am să, emoționant, m-a marcat. Mi-aș dori să retresc at momentul când am câștigat primul la Festivalul Maria Tănase din Craiova. Fau, nu, iar nu am să uit acele clipe. De asemenea, când am avut spectacole la sala Palatului, ce momente înălțătoare, ce... Sunt multe Când în viața, ați devenit fără. bunic? Oh, Pentru că aș vrea da, să ne spuneți spune puțin paralela dintre a fi tată și a fi bunic Se spune că dragostea e resimțită mult mai intens în momentul în care ai nepoți Așa este, să știi uh, Cu vrea, cu ani în urmă uh, atunci când doamna Maria Cebana a devenit bunică, uh, ne povestea ne întâlneam la spectacole sau la emisiuni emisi și ne spunea, mă, uite așa că mânca la mamaia Noi ne cam uitam hai mă că zici și doamna săracă a luat-o raznă e, hey, e uh, Ține că nu o să deveniți bunici, o să vedeți că e altceva. Credem, mă la Vinia, că ce am simțit atunci când a venit Sofia prima dată, acum șapte ani și jumătate, e greu de tăiasc. descris, mulțumesc, e greu de descris în cuvinte. sau în momentul în care a început să vorbească, să zic că bu, că eu am zis, am învățat-o să-mi zică bunelu și bun. Bunelu, bunic. da. Bunelu și bun. E greu, nu ți spun, nu simțeam oboseală. Nu. A, câtă atenție, câtă grijă să-i fac toate plăcerile. Veneam obosit de la evenimente și nu conta. Când intra în cameră la mine, bu, dormi, nu mai dormea. Nu, e greu de descris în cuvinte ceea ce simți pentru un nepot. Nu știu, dar e oricum, e altă dragoste. A, nu pot să compar dragostea vis-a-vis -vis de un copil cu dragostea vis-a-vis -vis de un nepot. Nu se compare cu totul altceva. Indiferent ce s-ar întâmpla, Cătălina pentru mine, fica mea, rămâne Cătălina și rămâne pe primul plan, indiferent câți nepoți așa va. Dar e altă dragoste. Se exprimă altfel sentimentele uh, în fața unui copil. Dar uh, nepoții ăștia te transformă, uh, te fac... Uh, mă, te fac să șteargă cu tine pe jos. Dacă uh, ai, avea, uh, ai vedea ce, uh, când ne jucăm noi, acum în perioada asta, ai mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să mă joc mai mult cu ei, lucruri ce mi-l doream, uh, mai ales în weekend, când ei toți erau acasă, eu eram plecat. Știi cât de A mult recupera mă recuperat timpul, poate pierdut. Am recuperat o parte din el, pentru că Sofia, oricum, acum șapte ani jumate, Ușor, ușor devine o domnișoară elegantă care mai poți să te mai joci cu ea. Când începe o să mai... Are alte priorități. Bunelu, hai mă bunelu, că nu mai sunt aia mică, bunelu. de ai e domnișoară. Cu Alex mai pot să-mi permi lucrul ăsta. Uh, povesteam, uh, am inventat o poveste, eu sunt prințul de la țară, pentru că ea prințesă, ea se vedea prințesă, ăla mic, că e și el prinț, dacă era prinț și ei erau de la oraș, iar eu eram de la țară, Îți spun, uh, mi-a părut rău că nu am uh, filmat într-o vreo seară această scenetă. Uh. Sofie un njilț avem noi un fotoliu frumos, Alex pe celălalt fotoliu, el avea costum de prințea, de prințesă, cu diadema. Uh, deci diademă. rolurile au fost rolurile jucate erau, la, maximă intensitate. la maximă intensitate. Iar eu eram prințul de la țară și eu ce să mă îmbrac? Luam câte o cămașă lungă din aia de la țară, cu ei pângeau în spate, puneam pălăria în cap, frumos și venea prințul de la țară la oraș. Dar și... cred că sunt la fel de iubitor și de atenți cu dumneavoastră la ceea da, ce îmi povestiți. Da, da. Adică dragostea vă e... Transmisă la fel de frumos și Așa este. Și uh, cu Sofie, de exemplu, Sofie uh, când era mai micuță, la prânz întotdeauna dormea cu mine. Și eu care am un somn destul de agitat, mă, atunci când stăteam cu ea în pat, crede -mă, o oră, două, că dormea, eram cel mai liniștit om din lume. Dormeam atât, imediat dormeam, instantaneu adormeam. Eu care adorm foarte greu, când eram cu ea, nu știu ce se întâmpla. Și nu numai ziua, dar și seara, că era o seară când dormeam eu cu ea, îi plăcea să doarmă cu mine foarte mult pentru că ea de mic a dormit cu taică său. -so. I-a plăcut să doarmă cu taică. Și acum, mare, doarme tot cu tati. Tati este. Catarina are cum în sufletul ei era ciudă că nu acceptă să doarmă. <coughs> uh, dormea în pat, dar dormea în partea lui taică -so. Uite că Dumnezeu i-a dat un băiat care e nebunit. Mami, sus, mami, jos. Alex are patru ani jumate. Mami doarme cu mami, e, mami tu ține de deget, noaptea să nu plece cu de lui. Vă regăsiți cu sora dumneavoastră în povestea nu. nepoților, sora nu. mai mare și fratele mai mic? A, aici atât. Atât. Dar eu cu sora mea, noi ne băteam când eram mici. <laughs> bine, cred eu că și faptul, uh, altă, altfel era educația privind uh, copiii la vremea noastră. Atunci era nu el în, în colț, uh, cu reama, regulile bine regulile puse bine puse la, puse la punct. La punct uh, iar noi, între noi, cum se spune, era supremația. Da uh, Mi-aduc aminte că uh, îi spuneam surorii mele Lasă că mă fac eu mare, abia aștept eu Să-ți întorc toate Că mă cam bătea surorul meu Dar ni se și spuneau de când eram mici Lasă-o că e mai mică Lasă-o da, și da, ne oferea, da, da, cred că, da, puțină da, da. frustrare că personală da, da. Sigur. Și Atunci încercam să găsim răzbunare în asta Însă aș vrea, să, aș vrea să vă mai întreb Dacă poate un om care nu e împlinit în dragoste Să reușească în profesia lui? Adică să compenseze balanța aceasta? Nu cred. Nu cred. Să știi, dacă nu ești împlinit în dragoste, nu cred că poți să. Pentru că și în profesie trebuie să, să pui dragoste. Nu, nu poți să le. Dacă ești nefericit, să știi că nefericirea se exprimă pe chipul pe chip. tău, în sufletul tău. Și atunci să știi că nu mai poți să transmiți acea fericire, bucurie de a cânta. Ești un om neîmplinit și neîmplinirea asta oarecum vrând nevrând se reflectă. Se reflectă nevrân. E părerea mea, nu știu. Eu mulțumesc de Dumnezeu, le-am avut pe toate, cum m-am și încânte cu ăsta. Ce să-ți mai cer doamne ție că mi-ai dat cât n-am gândit. Și, noroc, și bunic, și, și sănătate, tătic, și, și soție, și împlinit. familie, da. și profesional da. Dar de ce nu, nu i-ați mai dăruit o soră sau un frate cătălinei, Pentru că situația financiară până la urmă vă permitea Familia era atât de frumoasă încât puteau crește mai mulți copii Oh, Eu am fost adeptul familiei cu mai mulți copii N-a vrut soția mea și ce să mai încoașe -a, Nu, nu și-a dorit Eu am rămas, am mai spus, am rămas plăcut impresionat de schimbarea ei vis-a-vis -vis de copii, pentru că nu i-au plăcut copiii. Uh, Ori atunci când au venit ăștia mici, deci -a ui, o transformare tata. din aia de nu -mi vine să cred. Păi ce fac ăștia mici cu ea de nu-ți spun? Uh, Doamne, să vezi cum le dă. Sofie, care are șaptea jumate, când vine la noi, la filiaș, bunii de în gură. Că e bunii. Alex la fel, el vrea să mănce în dormitor sau Sofie, mai are... Așa Eu nu întâmplă. accept. Da, și ea... Ea care nu a, -a fost a, a, adeptul lucrurilor ăsta cu Cătălina. Cătălina când era mică, mi-aduc aminte, erau la, la bucătărie o patru și cu perini în grămadă, 5-6 perini în grămadă, cum era înainte. Păi nu se atingea de ele, nu avea voie să atingă de ele. Păi acum, când vin ăștia mici, s-a dat... Când pleacă de la noi Angela, două, trei ori ia casa de la cap la coadă să le pune toate la, cu la punct, că durează atât, le face poftele dar le postilor. face pofte, că ia, doamne, când în living când arunc toate jucăriile, le vezi că rămâne ea cu ei și le vede uh, le vezi toate înșirate mie nu vine să cred ea care uh, casa noastră să fie muzeu când mai zicea o prietenă, bă, dar o să vină ăștia micii, tot așa o să fie. A fost mai dură soția dumneavoastră în educația Cătălinei decât în... Da, a fost mai dură, a fost mai dură uh, și Cătălina a fost mult mai apropiată de mine. Uh, probabil că și faptul că uh, mama sa a fost un pic mai uh, exigentă, mai exigentă cu ea... Și a, dumneavoastră mai permisiv. Și mai, da, mai permisiv am, a fost... Cu toate că, să știi, e cam o regulă generală. Fetele cu tații, băieții cu mamele. Și părinții de, de fete, tații fetelor, sunt mult mai maleabili cu ele și mult mai înțelegători. Mamele, ca mamele, să faci așa, să nu faci așa. Dar și, și te... fără reguli poate n-ar fi crescut la fel de frumos. Să știi, noi Cătălinei de mică am, cum să spun... Uh, am uh, făcut să înțeleagă că în viață ca lucrurile să meargă bine trebuie anumite reguli, reguli care trebuie respectate și uh, nu, nu îmi pare rău pentru că a înțeles acest lucru a ajuns un copil la 34 de ani cu care mă mândresc și care uh, pot să spun cu mâna pe suflet cum zic eu și în cântec că dacă am să plec mâine din lumea asta cu dor într-o lume fără dor tot ce am agonisit eu rămâne pe, pe mâini bune, fără doar și poate. Vă amintiți mesajul pe care Fica dumneavoastră vi l-a transmis, nu știu, fie când a devenit soție, fie când era o sărbare școlară și care v-a adus lacrima pe față? Nu știu. Cătălina de multe ori mi-a smuls o lacrimă. Uh, fiind apropiată de mine, de multe ori, de multe ori. Dar uh, lucru care uh, mă emoționează de fiecare dată este atunci când îți spune că te iubesc enorm de mult, tati, nu știu dacă n-ai fi fost matat, ce aș fi fost eu în viața asta și fără mata viața ar avea alt sens. Este un lucru care pe un părinte îl, îl emoționează până aproape de lacrimi, iar atunci când a plecat de lângă mine cu soțul ei la, la drum, I-am spus în biserică lui Florin, atunci când i-am dus-o, ai grijă de ea, să-i ofer cel puțin cât i-am oferit eu. Uh, și Florin mi-a zis, tată, hai să vezi că n-am să te dezamăgesc. Ori până acum nu m-a dezamăgit și mă bucură lucrul ăsta. Sunt niște copii fericiți, o familie împlinită. Ați fost primul bărba pe care fiica dumneavoastră l-a iubit cu adevărat, tată. Cred, cred. Dar să știi că e și dureros când o vezi că pleacă de lângă tine. Uh, pentru că simți că începe ușor, ușor să, uh, să îți lipsească ceva, să iasă ceva din sufletul tău. Uh, simți că acea dragoste care ți-o împărtășea... E împărțită acum. E împărțită și ușor, ușor să știi că se duce către partea cealaltă și mie am înțeles lucrul ăsta și este firesc. Este legea firii, la urmă, uh, dar important este uh, ca ei să se iubească și să fie fericiți. Pentru un părinte, asta este cel mai important lucru: să-și vadă copiii fericiți că se iubesc, și așa vor face lucruri destul de interesante și frumoase în viață. E o poveste foarte frumoasă, și sunteți un model de familie. Și ați adus atâta bucurie în viețile tuturor până la urmă și cred că nu există om în țara asta care să nu vă cunoască. Mi-aduc aminte la spectacolul de la Galați, când ați fost prezent atunci, cred că eram întrebată de cel puțin șase ori, de aceleași persoane, când va veni domnul Constantin Enceanu. <laughs> Mi-aduc aminte, frumos. Ați simțit că vi s-a întors binele acesta a făcut? Da, mi s-a întors în zecit. S-a sutit, în mit. Da, și știi de ce cred lucrul ăsta la mine? Pentru că niciodată nu mi-a bătut joc de public Niciodată nu mi-a bătut joc de meserie asta Pentru că până la urmă cântatul am transformat-o în meserie Am făcut-o cu drag, am făcut-o cu plăcere Poate că au fost momente în viața mea când nu mi-aș fi dorit să mai cânt Simțeam că sunt la capătul puterilor dar în momentul când am ajuns în fața publicului și pe scenă am uitat de toate, am uitat de toate. Am intrat în lumea mea și le-am transmis acea dragoste pentru cântec celor care mă urmăreau. Și mergeau băieții care aveam șoferi, îmi spuneau că discutam în mașină, nu mai pot de picioare, nu mai mă doare capul, pentru că sunt și eu la urma urmei, am și eu limitele mele. Și de multe ori am tras de mine. Adică am abuzat de mine. Cu evenimente, cu... Vezi, asta e omul, cât e tânăr, hai să... Ca să nu refuzați, să nu ca refuze. să exact pe toată lumea. Da. Și... Uh, în momentul când am ajuns acolo, uh, îmi zicea bă, dar nu te recunosc, ai transformat la 180 de grade. Deci tu, ăla care erai căzut în mașină, că nu mai puteai de picioare de aia, ce băi, nu te recunosc. Ăsta sunt. Ăsta sunt. Nu fac lucrurile... Lasă că merg și așa. Cred că și de asta am izbutit mult în viață. La mine nu prea au fost lucrurile gri. Au fost albe sau, sau negre. negre. Nu merge. Ce ați gri. început, ați dus la bun final. Și chiar am pus azi. suflet. Chiar am pus suflet în tot ceea ce am realizat. Și să știi că, indiferent ce faci, dacă nu pui suflet, să simte. Indiferent. Uh, și o mâncare, dacă o faci și o faci de îndorul lenii, așa iese. ia așa. Dacă pui și un pic de suflet, un pic de dragoste, are cum gust. Spun eu, are gust. Ați putea așa. menționa aici câteva întâlniri miraculoase care v-au fost de ajutor în uh, succesul dumneavoastră și în cariera profesională? Nu pot să le spun uh, întâlniri miraculoase. Întâlnirile miraculoase sunt de fiecare dată când sunt pe scenă și sunt în fața oamenilor. Uh, pentru că ei îmi dau energia pozitivă, ei îmi dau putere și dacă sunt ceea ce sunt, să știi că sunt datorită lor. Uh, ei m-au răsfățat cu aplauzele lor, uh, ei m-au răsfățat cu cuvintele frumoase, iar eu nu am făcut altceva decât să-i ascult și să nu-i dezamăgesc niciodată. Poate că n-am reușit să mulțumesc toată lumea, pentru că e firesc, la urma urmei. Nici Dumnezeu nu ne, ne mulțumește corect. pe toți. Dar am încercat să fac tot posibilul ca să mulțumesc cât mai multă lume. Și dacă am atâtea reușite și am ajuns unde am ajuns, Uh, de asta am ajuns, pentru că am fost un om ambițios, un om luptător, și am încercat de fiecare dată să nu dezamăgesc prea multă lume. Este, uh, cum să spun, uh, e greu să-ți exprimi în cuvinte ce simți atunci când, de exemplu, ești la sala Palatului și vezi 5.000 de oameni că te aplaudă. Și că au venit pentru tine. Și că au venit pentru tine. E greu de exprimat ce simți. Atunci, Poate că nu-ți dai seama, dar după aceea trebuie să uh, reflectezi asupra faptului și să spui băi, oamenii este mă iubesc. Eu nu trebuie să-mi bat joc de ei. Eu nu trebuie să le plătesc decât cu aceeași monedă. Cu dragoste, respect și muzică de calitate. Ați fost dezamăgit de oameni, domnule Constantin? Nu, nu. Am De unii, da. Da. Uh, am fost dezamăgit de oameni care i-am considerat aproape și... Uh, m-au lovit pe la spate atunci când nu mă așteptam. Dar uh, fiind o fire puternică și luptătoare, nu mă îngenunchează cu una, cu două. Nu, nu, nu... L-ați perceput ca pe lecții de viață. Exact. Nu, nu, nu m-au îngenuncheat. Din potrivă, lucrurile astea să știi că m-au întărit. Și așa cum ziceai tu, lecții de viață din care înveți ce să faci mai departe și cum să faci mai departe și... Uh, cum să-ți alegi prietenii, să ai grijă de toate lucrurile astea? Vă moștenește Cătălina cu privire la, nu știu, este genul de femeie conservatoare, este hotărâtă, e la fel de decisă în luarea deciziilor? Să știi, Cătălina mă moștenește în, în proporție de 75%. Trebuie să mai las mai 25 puțin de partea și profesională, masă. nu? Da, da, partea <laughs> profesională nu. Trebuie să-i mai las o parte și mama, zii. <laughs> Caterina înseamnă mult, ne seamănă. De fapt, și eu cu soția mea ne asemănăm în foarte multe uh, privințe și probabil de aceea aliajul a fost atât de rezistent că iată, am ajuns unde am ajuns până la anii astea. Uh, Caterina a luat de la, de la fiecare câte ceva uh, și să știi că mă bucur un lucru. Uh, am ajuns vremurile în care câteodată mai au sfaturi și de la ea. Și nu mi-e rușine să o spun. Sunt lucruri în care uh, le discut cu Cătălina și îmi zice tati, nu, nu este bine, uite, așa, așa, uh, și stau și analizez și dau dreptate. Uh, probabil că, nu probabil, cu siguranță, uh, vre vremurile în care trăim, uh, ei se adaptează mult mai repede, noi suntem mai conservatori, și ea e o fire conservatoare, dar ei se adaptează mult mai repede vremurilor, și nu mi-e rușine să stau de vorbă cu ea și să iau anumite lecții de la ea. Da, asta pentru că sunteți și noastră un om flexibil, un om deschis da. și care permite. Co Corect. Asta. Ți-am spus, nu, nu ne este greu orice probleme să le discutăm împreună. În da, familie. De la soția dumneavoastră, ce ați învățat, domnule Constantin? Ce am învățat de la soția mea? Păi ce să zic că... Sunt uh, Multe lucruri din viață, n-am punctual ce am învățat de la ea, dar sunt multe lucruri care, na, uh, trăind împreună, uh, la în momentul când uh, două persoane pleacă pe același drum, fiecare are uh, caracterul lui, are felul lui de a fi. Suntem ca două izvoare care ne întâlnim undeva. Tu ai văzut că uh, două râuri, două păruri, când se întâlnesc într-un loc, o porțiune. Uh, uh, malurile sunt uh, sfărmate, uh, sunt apa e agitată, pentru că nu se canalizează. Ușor, ușor, așa uh, și doi oameni. La început este greu, dar ușor, ușor te canalizezi, Ei de la unul la celălalt și uite așa, ușor, ușor, se formează o, un fluviu care are o apă lină. De-astea funcționează unele căsnicii pentru că sunt dispuși ambii parteneri da, să, să cedeze contribuie sau, sigur, sau să sigur. cedeze. Să știi că nu am fost genul de om care să dau cu pumnul în masă să zic, că eu sunt bărbat, faci ca mine. Sau să vă respectați cu stricteți orgoliu bărbătesc. Nu, nu, nu. nu. Bă, uh, și să știi că de multe ori am citat eu. Pentru că am considerat, e mai bine așa, liniște, îmi place, nu suport să stai supărat în casă, nu suport să treci unul pe lângă celălalt, ca celălalt un gara ciulnița, să nu vorbești așa unul. E. Nu, nu suport chestiile astea. Eu, cu so eu am stat cu socrii și eu cu socrii mei vreau, cu soacra mea, cu socrul nu m-am încercat niciodată. Cu soacra mea, dar o singură zi am stat supărați, uh, am avut o discuție și a doua zi am zis, ok, așa nu s-a întâmplat nimic, nu suport. Și cu soția mea am certat. Cred că cel mai mult am stat două zile certați, dar nu suport să stau certat în casă. Nu mi se pare normal să stai în aceeași casă, să treci unul pe lângă altul, să nu-ți vorbești. Nu, 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 nu. Și cu Cătălina, dacă am avut o discuție, a fost pe moment, a doua zi, sau cu Florina, dacă am avut o discuție, a doua zi totul a intrat în normal, sau dacă nu ne-am întâlnit în două, trei zile, că ne-am întâlnit, a lămurit lucrurile și totul a fost. Nu, nu accept. Mi se pare că în momentul în care intervine răceala asta între unul și altul, dacă mai trece și timpul se accentuează, se accentuează. sigur și nu e benefică într-o familie nu este benefic într-o familie Pentru cine ați fi în stare să spuneți clipă, ești atât de frumoasă oprește-te! Pentru cine ați oprit timpul? Aș opri timpul, în primul rând mă l-aș opri pentru mine <laughs> Păi nu apoi mi sunt dragi mie toți dar parcă mai dragi mie de mine <laughs> Cum ziceați, într-un interviu, până nu spune Olteanu realitatea și nu se laudă. Nu se între simte, ghilimele, da, nu se simte nu bine. Nu se simte bine. Mă, mă laud cam cu ce să mă laud. <laughs> laudă în sensul frumos Bun, da, da. bun. Da. Uh, știi uh, dacă am și câte acolo, anii care am acum a ținei, Doamne, cât e lumea. Uh, uh, clipă e puțin, că prea puțin se întâmplă într-o clipă. Nu, mi-aș dori timpul. Mi-aș dori să rămân. Și acum, la cei 57 de ani, mi-aș mulțumesc frumos. Uh, Mi-aș dori să rămân așa. Mă, încă nu mi a luat Dumnezeu mințile, încă mai sunt cu uh, capul pe un. Dar sunteți mai înțelept acum decât în tinerețe? doar și poate. Ce s-a schimbat Fără de la doar. un deceliu la altul? Multe s-au schimbat. Multe s-au schimbat. Să știi că eu sunt o fire, uh, am fost o fire și acum mai sunt, dar m-am mai liniștit o fire colerică. Uh, da. Deși deci n-ar părea e, Da, Olteanu e știi Iute, că a făcut Dar tot așa de ușor mă și sting, că a făcut de paie uh, Mă aprind, dar tot așa de repede Nu țin ură, nu țin dușmănie Nu-mi place lucrul ăsta să țin ură, dușmănie uh, S-au schimbat Așa cum spuneai, devin mai înțelept odată Cu trecerea anilor uh, uh, Cred că ușor, ușor uh, Realizez că uh, lucrurile Mai trebuie lăsate ușor, nu voi sorții Pentru că dacă vrei să le schimbi tu Imediat n-ai să reușești nu, nu sunt întotdeauna lucrurile și exact. planurile a... Cum mai ți le-ai dorit? Cu toate că zic eu în proporție de 90% mi-a ușit cum mi-am dorit. Pentru că așa cum spuneam sunt o fire ambițioasă, o fire care nu se lasă cu un cu două. Sau dacă e să pierd ceva, pierd că vreau. Când am simțit că uh, într-o anumită conjunctură cineva vrea să, să facă de așa natură încât să pierd, nu, pierd foarte greu. Deci fac orice să câștig. Aveți regrete? Nu. Sincer, nu am regrete pentru că am o viață frumoasă. Ce să, ce să, mai îndoresc de la viața asta? Poate să vă fi dorit să faceți altceva? Nu. Să v-ați ceva? Nu. Și nu să știți că ați dacă reuși. nu mă făceam cântăreț, mă nășteam a doua oră, tot cântăreț mă făceam. Mi-a plăcut. Uh, chiar dacă după uh, o perioadă de succes, simți la un moment dat că nu-ți mai aparții. Corect, nu-ți mai aparții. Uh, ai și tu nevoie de intimitatea ta, dar asta este uh, plata succesului. Ok, vrei să te cunoască lumea, vrei să fii în centrul atenției, asta este. Se asum și partea când A fost plec. greu începutul acestui drum artistic pentru dumneavoastră? Foarte greu a fost. Foarte greu pentru că. Dar am avut noroc cu Revoluția, pentru că la din 85 tot mergeam pe la concursuri, festivaluri, deci. Eram unul de la bătăiul să mă duc cu cântece din zona mea, romanațului, să mă vadă specialiștii, să... Nu reușeam să sparg gheața, nu reușeam să sparg gheața. Dar nu v-ați pierdut speranța nici nu -ați pierdut niciodată? Nu mi-ați pierdut-o niciodată. Ți-am zis, Olteanu, ambițios, am zis, Bă nu se poate odată. Chiar dacă am vrut la un moment dat să renunț, uh, pentru că am fost la un festival, uh, la Maria Lătărețu la Gorj. Cred că 87 era, 1987. Am zis că voi căuta în arhivă acel, acele filmări și pentru prima dată, când un concurent a fost bisat de public și am fost din scenă chemat din nou în fața publicului. Pentru mine, nu-ți imaginezi, tânăr, 87, aveam 20 și ceva de ani, Câtă bucurie era în sufletul meu. Bă, un concurs, sau fie 8. solicitat. Solicitat, venea, da. da. Uh, nu concepea marele premiu. Nici nu visam altceva. Pentru mine dezamăgirea mare a fost când am luat premiul publicului și atât. Și a zis, nu se poate, asta e o nedreptate. Și atunci am vrut să mă las de muzică. Bă, nu are premiul rost. publicului, semna premiul de consolare. Cam așa, da. adică publicul a plăcut, specialiștii mai puțin. Și atunci a zis, "Măi, nu Nu are rost." Doar Eu... pentru că odată practic a, da, -a da. fost cum... Am luat premiul 3, premiul premiu premiu 2, nu. Premiul 3, până la mențiune, am abonat pe acolo. Totdeauna premiul 1, 2 era deja stabilit dinainte. Așa mergeau lucrurile. A dat domnul secretar de partid telefon, trebuie să ia cu tare. Se știa, de fapt, de când începea concursul că o să câștige cu tare, o să câștige cu tare. Eram din punctul ăsta de vedere dezamăgit. Dar la momentul acesta, la înțelepciunea pe care acum uh, ați dobândit-o, ați conturat-o, credeți că nu e mai important oare talentul înnăscut decât titlul pe care îl obții poate doar pentru o perioadă? Că v-aș întreba acum câți dintre concurenții care la vremea aceea erați prezenți pe scenă au rămas, cum este Constantin Inceanu? Puțin, puțin. Uh, să știi că, de exemplu, și la festivalul Maria Tănase, uh, pentru că eu am, creștit, am participat și în, 96, în 86 și am luat premiul special pentru valoarea repertorului prezentat în concurs și au luat colegi uh, marele premiu. L-au luat și au plecat acasă. Atât. Nu s-a mai auzit de ei. Pentru mine uh, era durerez lucrul ăsta. Simțeam că merita mai mult, nu mi s-a dat și că eu vreau să fac carieră în muzică, și nu mi se oferă această Da, dar iată portiză. legea compensației. Da. Uh, să știți că sunt la vremea respectivă uh, foarte mulți. Uh, ne întâlneam la concursuri, la festivaluri. Uh, unii dintre ei, așa cum spuneai, și au luat marele premiu, premiul întâi. L-au luat uh, -au și S-au bucurat atunci atât. de el? Atât. Pe mine cred că lucrul să m-a ambiționat și mai mult. Și mai mult l ambiționat când vedeam că nu reușesc să, să mă impun în fața jurului. Cu toate că eram oarecum conștient că acel juriu primea niște ordine la rândul că nu era chiar atât de, de, de sincer, de corect vis-a-vis -vis de noi concurenți. Nu ți mai spun tot prin 88, am luat premiul întâi la Doine și Balade la Slatina. Ce lovitură am primit atunci! Într-o duminică trebuia la televizor să fie dată gala. Să fie dată gala anunțasem și eu toți, toate neamurile, nu era cu telefoane ca acum. Vecinii, mamă, sunt la televizor, duminică, am luat premiul întâi la, la Doine și Balade, la Slatina. S-a dat uh, gala și pe mine nu m-au dat. Deci, nu vă imaginați, toți eram vorba acasă, asta, în fața chiar fața dezamăgire. Deci, mai nu venea să cred. Ce să le spun vecinilor la prieteni? Bă, totuși am luat, dar nu m-au dat. Păi nu m-au crezut. Zai seama, asta ne-a mințit. Ne-a mințit, cu toate că urmaia... Asta era realitatea. Da, asta era realitatea. Lucrurile astea m-a făcut la un moment dat să zic bă, n-are rost să renunță. Hm. A fost uh, soția care a zis nu se poate, nu se vede odată și odată trebuie să izbutești. Și a, a susținut, venit? iată. Da, în, da, într-o oarecare măsură, da, m susținut. Aș vrea să vă spun că aici am un, uh, un set de întrebări. Oricât de scurte ar fi răspunsurile date întrebărilor uh, din chestionarul lui Prostele, conturează un portret cuprinzător al personalității uh, intervievate. Le integrez și eu în uh, cadrul discuțiilor mele, considerându-le asemenea unui oracol în care îmi veți lăsa mie cele mai uh, sincere uh, năzuințe. Care Bine. e ideea dumneavoastră de fericire perfectă? Ideea de fericire perfectă Nu știu dacă există fericire perfectă Nu nu cred că există nu, nu, Sunt nu. momente de fericire Sunt momente da. de fericire, da, dar nu, nu există fericirea perfectă Care e cea mai mare teamă? Moartea Cu ce figură istorică vă identificați cel mai mult? Mihai Eminescu ce Și părul mi dau așa pe spate <laughs> Ce trăsătură disprețuiți cel mai admirat, mult L-am admirat, să știi, l-am apreciat Un uh, mare poet al națiunii noastre uh, Și să știi că Faptul că eu nu aveam părul pe spate, dat, dar în uh, liceu, uh, învățând uh, foarte mult despre Eminescu și văzându uh, atunci m-am hotărât să-mi dau părul pe spate. Ați asociat puțină vorbă da. cu autorul. Da. da, și uite că Dumnezeu a făcut așa de așa ratură. Nu sunt eu atât de glorios ca Eminescu, dar măcar pe <laughs> el acolo. Pe. Niciodată să nu spuneți niciodată. Mama mea adică vine, dus... da. din urmă și e posibil să vorbească la fel. Da. Ce trăsătură disprețuiți cel mai mult la propria persoană? ce trăsătură. Nu, nu, nu nimic. Îmi place așa cum sunt. Nu, nu disprețez nimic. Care e cea mai mare extravagan... extravaganță a dumneavoastră? Extravaganță? Hai mă că nu sunt unul la, în de la Nu, nu, visez lucruri din asta, N-am fost genul de om. Uh, mă știi ce? Să zbor cu avionul Uh, cu un elicopter eventoasă și conduc așa să mă... Am mai văzut-o pe Căteuni și parcă merea așa ciudă. Care e călătoria favorită? Călătoria favorită? Uh, să merg în în America să văd Vegasul din nou. Când mințiți? Să știi că și minciunile câteodată uh, valorează mai mult decât un adevăr. Dar spuse când trebuie. Uh, foarte rar ce sau cine este cea mai mare dragoste a vieții dumneavoastră Pe lângă cântec uh, familia mea Când și unde ați fost cel mai fericit? Uh, am avut multe momente în care am <laughs> fost cel mai fericit. Am avut cel mai fericit am fost atunci când a venit vai Cătălina pe lume 15 august 1987. Ce? E greu, e greu să spun ce V-a dus fetița în brațe atunci? Da, da, mi-a adus-o. Uh, mama s-a zicea, uite ce urât e că e seamănă cu mine, măcar să fi să cu tine. <laughs> și uite, pentru mine a fost cel mai frumos și rămâne cel mai frumos om din lumea asta. Am o fată extraordinară. Și atunci când a venit nepoțica și mi-a pus în brațe iar, am avut... E greu pentru un tătic să simtă că nu-i mai încape copilul în brațe? Oh, <laughs> este foarte greu, este foarte greu. Ce talent v-ar plăcea cel mai mult să aveți? Pe cel care mi l-a dat Dumnezeu. Nu vreau altceva. Sunt mulțumit cu ce am. Care este trăsătura dumneavoastră cea mai puternică? Mai. E, 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 cea mai puternică. Sunt o fire, ți-am zis, ambițioasă, dornic să realizeze, să facă lucruri frumoase. Ei trebuie trebuia să punem la plural, trăsăturile. Da, da, da. <laughs> nu, sunt ambițios în primul rând, sunt ambițios. Care este starea dumneavoastră curentă de spirit? Eu zic că este bună, optimist. Un om optimist. După anumite vârste încerc să vezi lucrurile la adevărata realitatea lor, zic eu. Că odată cu trecerea anilor, ușor, ușor, devii mai, dacă ați putea să schimbați un lucru la dumneavoastră, care ar fi acela? Ce să schimb la mine? Nu mi-aș dori să -mi fiu atât de coleric. Da, mai temperat. Mai, tem, mai așa, mai. Dar ți-am zis, sunt pe moment. Cred că lucrul ăsta m-a și ajutat în viață. Am reușit să mă impun, am reușit să fiu respectat și să respect la rândui. Nu numai am cerut să fiu respectat. Nu. Am știut să și respect. Dar uh, am fost. Uh, Lucrul ăsta, cred că din totdeauna l-am avut. Mi-aș fi dorit să fiu un fiu mai liniștit mai. Dar nu se poate schimba să știi. <rătă> ăsta e aluatul. De multe ori... Altul mama nu mai face. Mai face cum e nu vorba. mai Nu mai Nu am cum să mă mai schimb. Și dacă eu nu m-am schimbat până acum, apoi de aici încolo, nici atât. <rătă> unde v-ar plăcea să trăiți? Știu, unde mi-ar plăcea să trăiesc? Uh, mi-ar plăcea să trăiesc pe o insulă undeva, uh, dar nu tot timpul. Uh, simt nevoia de foarte multă Detașare liniște. Complet. Da, completă. Pe o insulă undeva unde să am și munte și mare. Uh -huh. Pentru că mie îmi place muntele, uh, soției mele îi place, uh, invers, mie îmi place marea, ei îi place muntele, de să fie și munte și mare, uh, dar nu prea mult. O, o perioadă, eu cred că o lună de zile m-aș și apoi tot mai bine mi-ar fi alături de, de, familie, de cei dragi, de nepoți. Nu știu, fără ei cred că n-aș putea să trăiesc. Ce calități apreciați cel mai mult la o femeie și la un bărbat? Oh, ai de mine. Mă, femeia trebuie să fie gospodină de casă, frumoasă, arătoasă, bărbatul să aducă bani, să fie ăla care și-o respecte și la rândui să fie și respecta, bineînțeles. Dar da, uite, aveți trăsăturile, caracteristicile și toate sănătoase, așa cum trebuie să fie. Da, zic eu, așa ce Care e abuția cea mai importantă? Familia. Cum v-ar plăcea să muriți? E întrebarea puțin ciudată, dar de multe ori auzim asta în, într-un discurs și o comunicare tradițională. Știi ce? N-aș vrea să chinui copiii. Dacă ar fi să se întâmple, ferească Dumnezeu, așa am avut o legătură spirituală cu cel de sus, și mi-a spus că până eu l am rugat măcar 91 de ani să mă țină, uh, el mi-a zis 92, perfect ca să-l depășesc pe bunicu. Uh, vreau să trăiesc așa cum a trăit bunicul meu. Uh, bunicul meu până la 91 de ani a fost om care a mers cu oile trei uh, săptămâni uh, într-o duminică, nu s-a simțit bine. bine într-o mier, nu, într-o duminică nu s-a simțit bine. Nu s-a mai dus cu oile, dar asta a fost acasă, pe picioarele lui. Și în momentul în care, într-o lună, a spus: Eu nu mă simt bine, a spus tatălui meu, a doua zi deja a plecat dintre noi. O moarte foarte ușoară. Foarte ușoară. Așa mi-aș dori să mor. Să nu chinui uh, pe cei dragi. Deci el a fost util până la 91 de ani în curte acolo, n-a avut Conștient treabă cu, cu Dar ce perfect. om, la 91 de ani discutam cu el lucruri și el era tot timpul dornic să afle noutăți bătită. Ce se mai întâmplă? Bă, tita, m am auzit și eu Asculta la radio, la televizor nu se prea uita, dar asculta radio tot timpul sau discuta cu oamenii care veneau de la gara, cum era la mine gara CFR și până în sat merg vreo aproape 2 km, el pe marginea șoselei cu oile discuta cu oameni. Ce mai e nou, mă, dita, îi plăcea să intre în vorbă și totodată să fie cât de cât și la curent cu ceea ce se întâmpla. Atât a zăcut, deci practic două zile, așa mi-aș dori să am moartea lui. Și să fiu, mă, de folos familiei, pentru că, ferească Dumnezeu, se întâmplă atâtea situații uh, neplăcute. Să devii legumă, povară, da. să devii povară familiei și după un anumit timp realizezi că, de fapt, familia nu te mai iubește cum te iubea înainte și că ușor, ușor, mă, nu știu dacă e, e bine spus că te urăște, dar simte o povară extraordinară pe, pe spatele lor, și zic, în anumite momente, bă, dar ne-am săturat. Nu-mi doresc să chinui să tu ca chinui. om neputincios. Pentru nu că... reai mai realizezi, și nu mai realizezi. Și pe lângă tine, mai distrugi încă 4-5 vieți. Le distrugi, în propriu zis, dar le chinui. Aș mai avea o întrebare pentru dumneavoastră și aș vrea să-mi răspundeți cu sinceritate, domnule Constantin. Există prietenie sinceră în această viață artistică? Să știi că există. Sinceră. Mă întreb eu așa, dar în viața noastră cotidiană există prietenie sinceră. Păi dacă nu există în viața cotidiană, ți am răspuns Cum să cu o existe întrebare. Cea nu există sau... viața viața, ar... este o prietenie trainică. Depinde și de tine, ca om. Eu am fost genul de om care nu am invidiat colegii mei. Să știi că mi-a fost necas pe mine. Că n-am știut să fac ceva. Bă, hai să fac să fiu sus acolo. Tot timpul nu mi-a fost necas că bă, ăla a făcut, ia uite, ăla ce a făcut. Mi-a fost necas pe mine. Bă, dar nu mă duce mintea? Hai, mă să fac ceva, să fiu sus. Să aveți așteptări mai mari de la mine, nu de la ei. Nu să încerc să-i sap pe ei ca să mă ridic eu. Nu, nu mi-am dorit niciodată lucrul ăsta. Pentru că ați fost mulțumit de nivelul la care v-ați aflat mereu. Și întotdeauna eu am fost cel care m-am acuzat pe mine. Trebuie să mă autodepășesc, nu trebuie să rămân aici. Sunt oarecum și invidii pentru că ți-am zis, vezi, uite bă, dar ți-am zis, nu-mi vine ca spăla. Nu mi-e pe mine, că nu mă duce mintea să fac ceva. Și întotdeauna am încercat de fiecare dată să fac lucruri care să, să ies eu în relief. Nu să-l umbresc pe ăla sau să-l sap pe ăla ca să nu. Eu trebuie să fiu cel care să îmi pun mintea la contribuție și să vin cu lucruri frumoase. Ca lumea să mă perceapă acolo, să mă așeze unde, mi este locul. Dar la cine ați suna la două dimineața, domnule Constantin, să cereți 100.000 de euro și ați ști sigur că n-ați primit refuz? dacă o avea săracul, dar <laughs> fel, o... Ca mult, sunt mai ca mare. Mai covoară și tu, uh, În primul rând, la fata mea, dacă aș suna -o la orice oră din zi și din noapte, pentru că ei sunt cu familia lor, noi suntem cu familia noastră, chiar dacă noi toți suntem acolo o, o familie mărită. Dar ar fi primul mărită. prieten, fică, om la care ați apelat cu încredere. Da, uh, am câțiva prieteni, să știi. Și lua... un prieten? Am, am, am prieteni care, dacă oricând l-aș suna, n-ar zice, Ba, am, am prieteni, uh, nu vreau să dau nume, că aș putea poate unii dintre ei, la momentul ăsta nu mi-aș aduce aminte și s-ar supăra. Dar am prieteni care, la orice oră din zi și din noapte, i-aș suna să mă ajute cu o chestie, nu s-ar pune problema. Puțin cei drept. Da, Puțin. de calitate. Da, de calitate. Nu. Dar cu banii vezi tu că în perioada asta e cam mult. Dacă fi mai puțin acolo, o mie, două de euro Hai să zic un lucru. Uh, am avut uh, o perioadă, nu știu dacă ne mai permite timpul. Ba, da, ne permite și dacă nu -l facem noi să facem fie mai mai ne Un lucru pe care nu l-am spus la nimeni până acum, apropo de bani. Uh, când am luat uh, terenul pentru casa de la Craiova, pentru vila de la Craiova, uh, ne mai trebuiau... Uh, 25.000 de euro. Și atunci mi-a venit ideea. Eu niciodată n-am apelat la prietenii mei care aveam și pentru un pentru Și, și pentru un niciodată că am avut. Mulțumesc de Dumnezeu, am avut. Și m-am gândit atunci, băi, zic, uite, am atâția prieteni nu să-i cer de la 1 25.000 de euro, că e mult totuși. Dar zic, uite, să apelez la ei pentru, sume mai pentru 5.000 de euro să vedem cine îmi dă. Am apelat la 10 prieteni la mine, 9 dintre ei s-au oferit să mă ofere câte 5.000 de euro. Nu avea nevoie de atâția bani. Le-am spus, uite, vezi, unul singur nu a spus că nu are. Poate că nu avea. Dar în rest, toți ceilalți 9 au zis, da, mâine ne întâlnim să-ți dau banii. Și a vezi că ți-i dau un data de am ai aveam programat să am făcut să-mi calcul în funcție de evenimentele care le aveam, să înapoi, să, îi îi înapă, să fără serios. discuție, da. fără discuție. Or, asta uh, pe mine m-a bucurat foarte mult. Zic, uite... Prietenul, prietenul la nevoie se da, da. Am... I-am uh, -am testat oarecum, dar nu că mi-am dorit să-i testez, nu. Chiar nevoie. aveam nevoie, situația, situația în care da. Până la urmă am luat decât de la 5 dintre ei și am rezolvat și apoi... Următoare Domnule perioadă. Constantin nu știu că ne desparte o vârstă să zic așa și a fost o discuție de la tată la fică dacă vreți, Draga mea, o discuție de prieteni dar vreau să știți că vă respect foarte mult și că vă mulțumesc pentru sinceritatea de care ați dat dovadă la întrebările sau interviul de care ne-am bucurat astăzi La Lavinia, ai încercat să fii tu și să nu te iei după unii și după alții și să știi că lucrul ăsta uh, te ajută foarte foarte mult și te felicit mulțumesc, Mergi în continuare așa uh, cu modul cum îl gândești tu, cum uh, crezi că ar fi bine pentru uh, ca emisiunea ta să fie altfel de emisiune. Mulțumesc din suflet! Dragi! Dragi telespectatori, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin alături de cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!